Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în tutorialul de astăzi mi-am propus să vă explic cum se creează un quiz folosind platforma NearPod. Din tutorialele anterioare știm că pentru crearea unui quiz avem la dispoziție cele două butoane, din partea stângă sus și din partea dreaptă sus, deci acest buton și acest buton. Eu am să folosesc butonul din partea stângă. Din tutorialele anterioare știam că pentru a crea o activitate, o resursă, foloseam butonul Activity, dar observ că în această fereastră ce se deschide nu avem opțiunea ce ne interesează pe noi. Așa că ne întoarcem și folosim tot butonul Creează, dar de aici voi folosi Lesson, lecție. Voi folosi această opțiune. Se deschide o interfață pentru crearea unei lecții. Asta presupune că aici pot să-mi adaug o mulțime de alte resurse, în afară de resursa pe care am să o adaug eu. În partea stângă sus, vedem că avem titlul lecției, e un titlu generic, haideți să spunem un quiz. Quiz. I-am dat un titlu. După care folosesc butonul Adaugă conținut și activități. Acest buton. Am să folosesc acest buton. Vedeți că se deschide o fereastră și în partea dreaptă sus avem două categorii de resurse pe care le putem crea, conținut și activități. Eu am să folosesc opțiunea de crearea unei activități. O să folosim în alte tutoriale și cealaltă opțiune, deci activități. Și aici sunt toate tipurile de activități pe care eu pot să le creez. Dintre ele, am spus că ne interesează opțiunea quiz, test, aceasta. O să folosim această opțiune, quiz. Se deschide o altă interfață. Să îi punem un titlu, deci în partea stângă sus am posibilitatea să-i pun un titlu acestei resurse. O să pun quiz. Iar după aceea, efectiv, am la fiecare întrebare pe care o adaug în quizul meu, am o bară de formatare, o bară asemănătoare cu editoarele pe care noi le folosim. Pentru mărimea textului, pentru scris îngroșat, da? Pentru scris italic, pentru scris subliniat underline, pentru scris tăiat. Aici am posibilitatea să-mi aleg culoarea fontului pe care îl folosesc, să evidențiez un cuvânt sau mai multe cuvinte din ceea ce scriu eu, aliniere stânga, aliniere centrată, aliniere la dreapta, aliniere stânga-dreapta, să pun bullet la început, să adaug o listă de numere, să fac, să mișorez sau să măresc indentarea, să scriu cu exponent sau să scriu cu indice. Să introduc caractere speciale, aici sunt toate, dar am posibilitatea să-mi aleg pe fiecare categorie în parte. Simboluri, săgeți, extern latin, matematică, text, monedă sau tot. Ce mai aveam aici? Să introduc expresii matematice, dacă doresc să introduc niște sarcini de lucru pentru matematică. Aceasta ar fi bara de formatare. În partea de dedesubt, efectiv, aici am posibilitatea să scriu sarcina mea de lucru, dar atenție, până la 1000 de caractere, nu mai mult. Când spun caractere, mă refer inclusiv la spațiile dintre cuvinte. Haideți să scriu o sarcină de lucru aici. Alege, selectează, din lista de mai jos, domnitorul
care a domnit țara românească. Am scris cerința, după care am, dacă doresc să introduc mai multe opțiuni, eu am două aici, mai multe opțiuni de răspuns, am, după cum bine știm, butonul adaugă răspuns. Să scriem prima opțiune de răspuns, Mircea cel bătrân. A doua opțiune, Ștefan cel mare. Și a treia opțiune, Ian cu de Hunedoara. Dintre aceste trei variante, dacă mai doresc să pun alte variante de răspuns, folosesc în continuare butonul adaugă răspuns. Următorul pas este să-mi aleg varianta corectă de răspuns. Oricum, platforma nu îmi dă voie să merg mai departe până nu aleg varianta corectă de răspuns. În partea dreaptă sus am un buton unde pot să-mi adaug timpul pentru tot testul meu. Am de la 1 și până la 99 de minute, iar aici secundele. Eu am să las fără timp de... Pot să adaug un timp de răspuns, să spunem 3 minute, da? Dar dacă mă răzgândesc, pot totodată să îl șterg. Butonul acesta este destul de interesant. Adaugă imagine audio sau alt tip de fișier media, o să vedeți imediat. Îmi oferă posibilitatea ca pe fiecare item în parte să adaug o imagine, o înregistrare audio, un PDF, un video, un audio pe care îl încarc din calculator sau, dacă doresc să le ofer informații suplimentare legate de sarcina de lucru, un conținut web de pe o pagină de internet. Eu am să adaug audio recorder. Vedeți că se deschide o aplicație care ne dă voie să facem înregistrarea direct în platformă și pentru asta va trebui să folosesc butonul acesta, pe roșu, microfonul. Și aici pot să-mi înregistrez un fișier audio dacă doresc. Haideți să facem și această probă. Gândește-te la domnitorii pe care am studiat până acum la istorie și alege din listă domnitorul care a domnit în țara românească. Dacă vreau să previzualizez fișierul, să văd dacă este ok ceea ce am înregistrat, folosesc... Gândește-te la domnitorii pe care am studiat până acum la istorie și alege din listă domnitorul care a domnit în țara românească. Dacă fișierul înregistrat nu convine, am posibilitatea să-l șterg și să înregistrez un alt fișier. Eu o să spun că acesta este în regulă și o să-i dau salvare. Și în felul acesta am înregistrat prima sarcină de lucru. Dacă doresc să merg să înregistrez mai departe, să-mi pun mai multe sarcini de lucru, folosesc butonul adaugă întrebare. O să mai adaug aici o întrebare și o să spun cele trei țări unite pentru o curtă pe scurtă. Perioadă de timp în anii, să spunem 1600-1601. A doua variantă, 1159-1000 860. Și o a treia variantă, 1918. Selectez varianta corectă. Dacă doresc aici, pot să-mi adaug tot la fel o imagine sau un fișier audio sau video. Haideți să adăugăm o imagine.
Și eu o să merg, nu prea am eu imagini potrivite aici. Haideți să punem scările acestea. Și am încărcat un fișier audio, un fișier imagine aici. După ce se încarcă și acest fișier, am posibilitatea să merg mai departe, să-mi adaug atât de multe sarcini de lucru câte consider eu că sunt relevante pentru ceea ce mi-am propus în lecția respectivă. Când am ajuns la final, am butonul salvare a resursei respective sau, dacă vreau să anulez tot ceea ce am lucrat, butonul cancel. Eu o să folosesc butonul salvare. Resursa se salvează în acest moment. Ea s-a salvat aici. O vedeți? Dacă ne uităm cu atenție în partea de sus, avem aici, dacă vreau să adaug în continuare alt tip de resurse, pot să fac acest lucru și pot să adaug mai multe resurse. Dacă vreau să șterg slide-ul, îl selectez și folosesc Delete Slides. Dacă vreau să-l copiez, folosesc opțiunea Copiere. Dacă vreau să-l lipesc, vedeți că este inactivă opțiunea lipire, dar dacă am să dau copiere, vedeți că se activează opțiunea lipire. Da? De asta era inactivă. Sau, și mai interesant, dacă vreau să îmi convertesc testul meu într-un test de tipul Time to Climb, pot să folosesc această opțiune și mi-l va converti într-un joculeț de tipul Time to Climb. Odată făcut acest lucru, mergem mai departe și dau salvare și ieșire. Mi-apare aici resursa pe care am creat-o. Dacă vreau să o previzualizez, îi dau previzualizare. O resursă tip quiz cu două sarcini de lucru. Prima sarcină de lucru, vedeți că avem aici fișierul audio pe care l-am încărcat. Gândește-te la domnitorii pe care am studiat până acum la istorie și alege din liste domnitorul care a domnit în țara română. Următorul moment, vedeți fișierul imagine pe care l-am adăugat. Bake, dacă vreau să mă întorc. Dacă totul este. Dacă eu consider că totul este ok, sau dacă eu consider că nu este ok și vreau să mai editez, merg la edit. Da? Și pot să intru iar în quizul meu și să-mi adaug sau să-mi fac modificări pe ceea ce am lucrat. Dacă totul este cum trebuie, folosesc butonul salvare și ieșire. Și m-am întors la interfața de început a platformei. Sper că am fost cât se poate de explicit în ceea ce v-am prezentat. Vă doresc spor în tot ceea ce faceți și la cât mai multe resurse pe Meerkat. Vă salută, Maria!